16 pescadoare utilate și dotate complet sunt incluse în contractul onorat de șantierul naval Giurgiu. După ce au predat beneficiarului în septembrie 4 astfel de nave, luni reprezentanții șantierului naval Giurgiu au lansat la apă alte 4 pescadoare, în cadrul unei ceremonii la care au fost prezenți și reprezentanții guvernului, în frunte cu premierul. Pentru noi, constructorii de nave, este o ocazie specială, este un moment deosebit, din moment ce avem de lucru în primul rând și în al doilea rând am realizat nave pe care le vedeți în spatele nostru, nave dintr-o nouă generație de pescadoare, nave care vor pescui în Oceanul Atlantic și pe coasta de răsărit a Africii. Pentru colectivul șantierului naval, acceptarea contractului cu beneficiarii francezi a fost o mare provocare, pentru că realizarea celor 16 pescadoare a necesitat folosirea unor specialiști în meserii noi, ce nu mai fuseseră întâlnite până acum în șantier. Asta a însemnat și creșterea numărului de angajați ai unității, care au reușit să țină pasul cu cerințele beneficiarului. Sunt singurele nave făcute în Europa, repet, în Europa și în România de acest tip. Sunt ele micuțe, arată micuțe, dar sunt înglobează în ele foarte mult echipament modern și magazii de frig cu refrigerare rapidă la minus 40 de grade care pot prelucra peștele, după care îl duc la uscat și procesează mai departe. Munca oamenilor de la șantierul naval Giurgiuvean și această nouă realizare sunt apreciate de reprezentanții guvernului. Cred că e o mare mândrie pentru Giurgiu și pentru România să reușiți să, și a fost o muncă foarte dificilă despre care am aflat, să reușiți să salvați acest șantier. Probabil că și el urma să aibă soarta altora, să se închidă, să plece toți oamenii acasă. Faptul că față de acum un an, când v-am vizitat, nu sunt mai puțini angajați, ci mai mulți, cu 100-150 de oameni în plus. Asta e un lucru extraordinar și vreau să vă mulțumesc pentru fiecare nou loc de muncă pe care l-ați creat. Cred că meritați aceste mulțumiri și meritați felicitări. Înainte de a fi lansate la apă și de a pleca spre Constanța, unde vor fi supuse probelor pe mare, cele 4 nave au fost sfințite de un sobor de preoți, iar după slujba a urmat tradiționalul botez, navele fiind nășite de oaspeții de la București. Foto! Următoarea tranșă a contractului cu beneficiarii francezi, încă 4 nave, urmează a fi gata în luna ianuarie anului viitor, iar ultimele 4 nave din acest contract vor fi finalizate în luna aprilie.